A fost găsită geanta cu 11.500 de lire sterline pierdute de un tânăr de 25 de ani la o stație pe Codin Capitele. Oamenii legi au reținut suspectii care ar fi luat-o, iar acum ei riscă până la 10 ani de detenție. Acum câteva zile în presă apăruse detalii despre un caz când un tânăr de 25 de ani ar fi uitat la terasa unei stații pe cu o geantă în care avea 11.500 de lire sterline. Când s-a întors după ea, bunul nu mai era acolo. Polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins doi tineri ce au luat geanta în cauza, apoi au plecat într-o direcție necunoscută. După câteva zile, suspecții au fost reținuți. Ei au 20 și respectiv 25 de ani și sunt originari din municipiul Bâlți. Oamenii legi au reținut tinerii, iar pe caz a fost pornită o anchetă pentru furt în proporții mari, infracțiune care se pedepsește cu detenție de la 5 la 10 ani. În acest context, poliția face apel către cetățeni dacă găsesc bunuri uitate să anunțe poliția pentru a fi întoarse proprietarului.